Mult așteptatul festival Oltenii și restul lumii va avea loc anul acesta ceva mai devreme. Ca oltenii să se veselească în voie fără să-i gunească ploaia acasă, organizatorii au decis ca începând de anul acesta, cele 3 zile de festival să fie stabilite între 15 și 17 septembrie. Două motive. Primul, datorită timpului, care în ultimii ani a fost nefavorabil și ne-a împiedicat să avem un festival așa cum ne-am dorit noi. Și în al doilea rând se suprapunea cu alte festivaluri de același gen și de comun acord cu Primăria și Consiliul Județean Olt am stabilit ca începând de anul ăsta festivalul să fie devansat cu 3 săptămâni, să aibă loc la jumatea lunii septembrie. De acum încolo, în fiecare an, în această perioadă va avea loc festivalul. Și anul acesta, Vama Oltenească va fi pusă la podul Olt, unde îi vom găsi pe Mitică și Frankfurt din vacanța mare. Festivalul va continua cu mult așteptatul moment în care se va da cep butoiului cu vin de la Mustăria la Cățaua Leșinată. Ca și noutăți, o să avem din nou secțiunea de carte de umor. Vom avea pe Daniela Nane, personalitatea festivalului. Ca și până acum, primăria va finanța întregul festival ce se află la cea de-a 23-a ediție. Suma alocată anul acesta pentru ediția din acest an la Festivalul Oltenii și Restul Lumii se ridică la aproximativ 160.000 de lei. Din festival nu vor lipsi expozițiile de caricatură, lansări de carte, dar și concerte. Pe scena de pe Esplanadă vor urca Boschito și Ovidiu Lipan Țăndărică, trupa Hara și taraful Maria Buză.